Doamnă, domnule, prieteni, bună dimineața! Am crezut că asta e o jucărie, dar nu e o jucărie. Nu e nicio chestie făcută din șuruburi. E, de fapt, ceva ce ar trebui să fie în vremile astea pe steagul multora. În loc de stemă. Don Chihotel ăsta care mereu se bate și se bate și mereu, mereu, nici nu știe cu cine se bate, nici nu știe cum se poate câștiga, nici măcar nu știe dacă a câștigat. Vorbim astăzi și despre știri bune, în sfârșit, și despre știri proaste. Știrea bună. A anunțat premierul Câțu că s-a înțeles cu cei de la Horeca, Hoteluri, Cafenele, Restaurante. Și că va exista o strategie prin care oamenii să poată să-și salveze afacerile. Nu ușor. O să vezi că sunt oameni care au investit în cafenele sau în hoteluri. Și nu e așa că am investit, domnule, am băgat o jumătate milion de euro, a, am avut în buzunarul din spate. Nu, acolo au fost uh, chinuri. Ia din bancă, puneți casa gaj, uh, stai și câteodată te uiți la nevastă și nevastă la tine și nu știi despre ce să vorbiți, pentru că uh, totul este o presiune imensă. Și uite că mulți au reușit <coughs> și acum pot să deschidă. Uh, eu mă duc acum chiar să filmez la, la un amic, un prieten, care are un lanț de asta și știu prin ce a trecut. Știi? Te îmbolnăvești pur și simplu de presiunile astea. Și în sfârșit se pune problema unei relaxări. Eu nu comentez dacă e bună sau proastă. Eu nu o să comentez niciodată atunci când un politician vorbește despre ce ar trebui să vorbească un medic. Spun doar că dacă premierul Câțu are curajul să vină să spună că urmează relaxări, Mă gândesc că în spate există niște medici care au zis, uite, se poate face o relaxare, dar cu măsurile astea și astea și astea și astea. Și atunci, cumva, există transferul ăla de încredere. Vestea altă bună, altă veste bună, Încă la Timișoara, după ce au scandat tot felul de, de animale păroase, discursuri absolut imunde prin Timișoara, mai mult de 50 de intelectuali s-au adunat și au arătat ce este banatul de fapt. Adică un spațiu al toleranței, un spațiu al diversității, un spațiu al acceptării culturii celuilalt și asta au făcut-o oameni care au în spate biblioteci poate mai mari decât neamurile ălora care urlau pe străzi. Este extrem de important să existe și astfel de semnale. La prima vedere zici, ok, acum am spus pentru de 50 de oameni, da. Îți spun de un singur om dacă el protestează împotriva prostiei. Omul ăla trebuie celebrat și scos în față. Mergem mai departe. Exact când s-au anunțat măsurile astea de, de, de ridicare, într-un fel sau altul a restricțiilor, de relaxare, exact când s-a pus și problema chiar de Arafat. Domnule, hai să vedem cum facem și cu mormântările, că să le relaxăm un pic. Cine vine să zgândere repede, repede, pentru că e ca un tip care o scăpat trenul. Am scăpat scandalul. Vine Teodosie, mache al securității din Constanța, celebrat de Antena 3, vezi aici, da? și celebrat de Sputnik, vezi aici. Ăsta vine pur și simplu cu o întârziere de aproape speriată, Ți-am zis, exact ca aia care scapă trenul. da, au plecat. Acum au plecat domnul din Gară, Incredibil. Vine și începe să spună, domnule, demnitatea noastră e călcată în picioare. Istoria este călcată în picioare. Omul are demnitate și după ce moare. Cumva, ca și cum, fi, nu s-ar fi pus problema relaxărilor, nu s-ar fi pus problema modificării protocolului de mormântare. Dar omul a simțit că a pierdut un... bun să iasă în față și încearcă să recupereze. Mă, și cine vorbește despre asta? Un tip informator al securității de o jegoșenie rară. De ce spun jegoșenie în cazul lui Machia al securității Teodosie în al preasfințitul, etc. and bla, bla, bla. Da? De ce spun jegoșenie? Există cazuri în care a trebuit să dai să semnezi angajamente la securitate, la securitate, că a venit ăla, colonelul sau maiorul și te-a zis băiete, îi fac ceva lui mă, dar îi fac ceva lui tactul. Și atunci, copil fiind, mă gândesc, eu n-am semnat în viața mea, din potrivă, mă gândesc că te gândești la mama, te gândești la tata și semnezi. Mai sunt acele cazuri în care, în pușcărie politică fiind, ți s-au pus degetele așa la ușă, acolo la țățână, și ți-o pușca lacrimile și ai zis trebuie să scap cu viață de aici, semnez. Au fost cazuri multe a celor care au ieșit din pușcărie, cumva nu reeducați, dar cumva mântuiți de durerea aia îngrozitoare. Da? Mache nu. Teodosie spune el foarte clar. Domnule, eu am semnat la securitate că nu puteam să ies din țară. Adică eu vreau să mă duc în Europa, în chestii de astea, să și ce mă să ne în țară? Păi semnezi mâncă cu sufletul și dau tot. Vă dau pe goarnă. Pe toți vă dau pe goarnă. Înțelegeți? Aici este jegoșenia. Pentru că tu n-ai ai avut nicio presiune imensă. Nu ți-a fost frică de, viața lui maică nu ți-a fost frică de viața lui tu, nu ți-a fost viața ta în pericol, ți-a fost, pus în pericol, pus în pericol dorința ta de a vedea și altceva decât, că, că, mă duc în țara mea, vreau să văd și eu străinitatea, doamne, cum fac? cioc, cioc, securitate, da, hai semnăm în cu sufletul, dau eu pe, pe goarnă pe câțiva și rezolvăm. Înțelegi? Și el vorbește de istorie, de tradiții, de demnitate, de poporul român. <coughs> Știi, îmi povestea cineva așa. Mă, aveam, am avut în facultate un tip senzațional. Trebuia studiat de psihologi, psihiatri, antropologi, politicieni. Îmi spune prietenul meu. Ce mă, eu în facultate aveam, ca și tine, obiceiul să fac fișe. Și făceam fișe și de pe alea învățam. Și la un moment dat, la un examen, vine un coleg de bancă de aia, de mare. Și zice, nu-mi dai și mie și fișele tale, bă, că nu prea am învățat. Și ăsta și, îi dă fișele. Ok, ia fișele, dar pe nu poți învăța acum înainte de examen cu o jumătate de ceas. A, nu, las că mă descurc. Și îmi zice prietenul meu, bă, și îl văd în timpul examenelor își ia examenul lui, își ia fișele, copiază. Fișele mele deveniseră niște copiuțe. Niște, cum se numeau aia? Am uitat cum se numeau. Da? Fițuici. Fițuici. Și copia ăla de acolo, bun, se dau rezultatele după două zile. Amicul meu ia nouă, ăla ia nouă și ceva, rătulji la 10. Și erau vreo doi sau 3 de zece în an, în grupa aia de facultate. Și m-am uitat la el... Omul le povestea celorlalți, băi, băiete, într-adevăr, vere, dar am învățat, băi, 10, în sfârșit, 10. Zicea la care copiați. bă, dar am învățat, tu știi că am învățat cu picioarele în apăre, ce mă, nopți la rând. Și a se uitau topiți în admirație. Ăsta era în erecție continuă despre cum o învăța el și le explica la ăștia. Și prietenul ăsta care îmi povestea era acolo. Și s-a uitat în ochii lui. O zis, bă, nici o sclipire, nici o lăsare de ochi. Adică omul deja era convins Că el chiar învățase tot ce, practic, o copia de pe, de pe fișele mele. Se uita la el, o zis, bă, prima dată am fost uh, amuzat, după am fost îngrozit, prietenul meu medic, da? Îngrozit de cum se poate schimba dintr-o dată uh, structura creierului unui om. Deci, înainte. Cu, cu două, trei zile era el la cu dăm -mi și mie, bă, dăm -mi și mie, că n-am -am învățat, ai mama mănânci, așa că n-am avut vreme sau am fost la nu știu care, da? Și dintr-o dată, în momentul când a venit cel mai, mine, cel mai mic succes, când a avut audiență, da? Nu era Spunin, nu era Antena 3, a început deja să te gonflezi, domne, am învățat, dar știți, convins fiind că așa s-a întâmplat. Cred că în felul ăsta se întâmplă și la Teodosie. Îmi spui de tradiție, îmi spui de demnitatea unui om după moarte. Păi Teodosie, tată, îți dau exemple de preoți care au refuzat să mormânteze oameni pentru că n-au avut bani să le dea. Deși m-am uitat la un, îmi pare rău de cuvântul ăsta, coleg al tău, Calinic, care spunea taxa nu este obligatorie, se poate face o donație dacă vrei. În timp ce mulți preoți da, vin și spun, domnule, nu ai bani, nu te mormântezi. Și nu o să dau exemple numai din București, din voluntari. Îți dau exemplu și din Cluj, Clujul, de 5 stele. Îți dau exemple din Moldova, dacă vrei. Îți dau uh, 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 exemple din Dolj. De peste tot în țară. Sigur că să faci ce zice popa, nu ce face popa. Asta este o mare măgărie, dacă popa e curvar și propovăduiește maternități și sfințește maternități. Adică, bă, băiete, voi nu sunteți niște veri primare al lui Dumnezeu. Nu sunteți niște, niște cum se numesc ăștia, asistent manageri al lui Dumnezeu. Voi sunteți, până la urmă, la fel de loze cum putem fi noi sau la fel de onești cum putem fi noi. Doar că gloata se ia după voi și pe mine mă miră întotdeauna, mă nu se găsește nici unul în timpul slujbei să meargă până la Teodosie să spună Bătrâne, tu ai fost un securist. Ai turnat oameni care au suferit. Acum a vii să-mi vorbești despre onestitate și demnitate? Nu se găsește. Pentru că exact aia care vorbesc la, la mici și la bere despre uite mă, au ajuns țara pe mâna securiștilor, mă, bă, au furat tot ăștia, uite mă ce fac ăștia, exact aia sunt bisericoșii care merg și pupă mâna la ăsta din Cluj, la ceva preot din Cluj, da? I s-o năzărit, puf, i a intrat furuncul un creier. Domnule, nu îl mormântez până familia nu-mi pupă mâna. Păi măi băieți, țara asta de acolo, așa cu tradiția amintită de tovarășul Teodosie, tovarășul Machie, a avut o tradiție foarte spurcată. Țara asta nu are nici tradi are tradiția catedralelor. Nu are o tradiție în filozofie ca nemții. Nu are o tradiție în echitație ca uh, austriecii. Nu are o tradiție în muzică sau în bucătărie ca, uh, nu știu, uh, francezii sau nu știu cine. Noi avem o altă tradiție. Toată istoria noastră am stat sub boieri și sub popii. Da? Popii au fost ultimii din Europa care au acceptat dezrobirea romilor. Adică să le vorbim frumos, așa, în oglindă, pe date, așa numai că facem niște slujbe, predicăm la, la populimia copulativă română, să vezi că a venit Dumnezeu, am stat cu el la masă și mi-a spus să, astea sunt șmecherii de securist, mache. Tu n-ai voie să vorbești despre demnitate, despre tradiții și despre istorie, pentru că ai călcat în picioare tradiția, da? îți ai un joc de istorie turnând la securitate și despre demnitate să-mi fie cu iertare, băiete, demnitate știi cine a avut? Preoții ăia, mulți ortodoxi, mulți uh, greco-catolici, mulți catolici, mulți neoprotestanți care au stat în pușcărie și și-au văzut printre lacrimi, nu știu, ca o lupă stătea lacrima pe ochi, degetele cu unghiile smulse. A, este demnitate. E dureroasă demnitate, așa? Și mai ține minte, cred că Tagorios o chestie foarte faină, sau Gandhi, nici nu mai știu. Demnitatea nu ți-o poate lua nimeni dacă nu i-o dai tu. Nu semna machia al securității că n-ai zis-o tu. Tu nici măcar nu poți să o gândești. Să aveți sănătate. Zile bune și cum îl cheamă pe asta. Hmm. Era să-i zic machie, dar nu-i machie. Machie este moara de vânt cu care se luptă.